doar să-i rostești numele, Florian Pitiș. Și nu ai cum să nu-i recunoști multitudinea aptitudinilor ori calităților profesionale. Actor îndrăgit, regizor, traducător, textier și muzician cu o contribuție notabilă la popularizarea muzicii pop-rock, realizator de emisiuni radio cu o voce excepțională, component al cenaclului Flacăra și membru al formației Pasărea Colibri. Născut în București la 4 octombrie 1943, a avut privilegiul de a lucra cu oameni din lumea românească a teatrului și filmului, precum Liviu Ciulei, Andrei Șerban, Alexandru Tocilescu, Orsan Damanu. Fiind surprinzător al fenomenului social, Pitiș nu a ezitat să folosească versurile, muzica sau și una și alta pentru a sublinia diverse aspecte din viață. Lume, lume, soră, lume, 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 soră, lume, de ce ești prea rea de gură, de ce ne privești cu ură? Vinovații fără vină, ce să se facă lumină? Ca actor a făcut dovada exemplarelor capacități profesionale pe scena teatrului, abordând o varietate de roluri, de la cele de factură istorică a lui Shakespeare până la comediile lui Goldoni. În afara activității profesionale, Pitiș, susținător declarat al echipei de fotbal Rapid, a deținut funcția de președinte al senatului clubului aristocratic al Rapidului. A fost de asemenea francmason cu gradul ultim, 33, și purtător de cuvânt al Marii Loje Naționale din România. Revenind însă la profesie, trebuie spus că Pitiș a avut în vedere și a tradus în română piesele lui Bob Dylan, iar dacă vocea sa nu mai poate fi auzită la Radio 3Net, jocul său pe scenă nu mai poate fi vizionat decât sub forma înregistrărilor, iar participarea la spectacole alături de Pasărea Colibri nu mai este posibilă, la cei 70 de ani pe care i-ar fi făcut, Florian Pitiș există, pentru că tot de la el și Bob Dylan am aflat că... Sfârșitul nu e aici, nu e aici, nu e aici.